Aici avem două femeluțe de aproape 3 luni. Poi mine împlinește 3 luni pe data de 25. O evoluție bună din partea lor. Sunt oprite pentru matcă. Au o dezvoltare bună, o ureche bună, blană și am hotărât să le opresc pentru că cu siguranță se va dezvolta și mai bine și o să-mi trebuiască pe viitor asemenea exemplare pentru împerechiere și pentru a face noi experimente și a obține exemplare de calitate, în așa fel încât să îmi doresc să ajung unde trebuie cu ei, cu exemplarele, pentru că e o muncă pe care o fac cu drag, într-adevăr, dar măcar să știu că e cu folos și voi ajunge exact unde îmi voi dori. Două femeluțe frumoase, v-am zis, care promit, din părinții buni. Am ambii părinți, și mama și tatăl, și mascul și femela. Vor urma, într-adevăr, montele de toamnă, care le aștept, dar să se mai răcurească puțin timpul, în așa fel încât să nu fie probleme cu montele sau să nu cumva să le ratez, să zic așa. Într-adevăr, două femeluțe care promit, le puteți vedea de aproape. Sunt tatuate, au certificat ro 109, ro 112 de pe 25 mai. Născute, deci urmează să facă poimine 3 luni. Cam astea sunt și așteptăm noul clip să le vedem evoluția. Salutare!